Pacea Domnului la toți și bine ați venit la adunare. Cred că suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ocaziile care le avem ca în pace și liniște să deschidem cuvântul Lui ca să medităm. În ultimul timp, când m-am gândit la ce voi vorbi sau ce temă voi veni în fața bisericii, este ceva care mă frământă și anume este ceva despre credința noastră. Dacă în aceste timpuri în care ne aflăm, noi încă mai credem în cuvântul lui Dumnezeu, încă mai credem în ceea ce El ne făgăduiește și încă mai credem că venirea lui Hristos este aproape și pentru aceasta avem nevoie ca să ne pregătim. Și într-un fel sau altul, dacă răspundem chemării Lui care ne face la fiecare din noi. Un text foarte bine cunoscut cu care voi începe să medităm puțin la el este atunci când merge vorba despre credință, cred că cu toți îl cunoaștem, este din Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, care spune așa, cred că mulți poate îl știm și pe din afară, vă rog, acei care aveți Biblie, vom avea câteva texte de citit, dacă le veți urmări și face mult mai bine când le urmărim și citim împreună, ca să le înțelegem mai bine. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O încredere neclintită. Noi, când avem ceva sau când am văzut ceva, când ne se mai povestește odată despre un anumit lucru, credem. Ne este mult mai greu să credem ceva atunci când noi n-am văzut. Și anume, la aceasta suntem chemați ca să credem în nădejdea care ne-o lasă Domnul nostru Iisus Hristos. Și încă să avem o încredere sau o credință neclintită. Pentru că dacă ne gândim și la Evanghelie, când ne rugăm, în Marcu 11 cu 24 spune că să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Deci este nevoie de o credință, să ne încredem și atunci în Dumnezeu și atunci când ne rugăm să și credem că și am primit deja la ceea ce ne-am rugat. Hai să vă întreb câți ne-am rugat și am și crezut că am primit și l-am avut acel lucru. Avem o persoană, Bogdan, 2, 3, mulțumesc, 4. Asta aș vrea să văd mâinile la toți ridicate, că toți cei care suntem aici, mulțumesc foarte mult. Uite, mulțumim mult. Să fim oameni credincioși care ne rugăm și așa credință avem că la ceea ce ne-am rugat, că mai este și o problemă, trebuie să ne rugăm ceea ce este pentru sau este voia lui Dumnezeu ca să se împlinească sau pentru lucrarea lui Dumnezeu sau în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea altor. Credința, cum am ajuns la concluzie, este sau înseamnă să nu te îndoiești. Asta este credința. Să nu ne îndoim și să crezi că Dumnezeu te iubește și știi cel mai bine de ce ai nevoie. Este, așa cum spuneam de la început, este pentru noi foarte important în aceste timpuri să mai credem că Dumnezeu știe de ce avem noi cel mai bine de noi și noi să ne încredem, să avem o încredere neclintită. Să nu ne îndoim, să-i dăm voie Lui să aleagă pentru că El știe ce este mai bine pentru noi și credința asta a să ne aducă și a să ne conducă întotdeauna să alegem calea Lui, cei care o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Și în loc la slăbăciunea noastră, noi o să alegem tăria Lui. Atunci când suntem încercați, suntem în situații care nu le vedem ieșirea, dacă avem credința, El ne va ajuta și vom vedea tăria Lui. Dacă ne vedem starea noastră păcătoasă, privind la Hristos, vom vedea neprihănirea Lui. Fiecare
Din noi, într-un fel sau altul, credem în ceva. Da. Pentru orice lucrare, noi avem nevoie de credință. Noi credem că ne-am urcat în mașină și mașina o să fie bună ca să ajungem până la biserică. Sau credem că am mers la lucru și am muncit și am așteptat o săptămână sau câteva ore care lucrează și este plătit în aceeași zi, că vom primi ceea ce este a nostru. Deci în toate lucrurile, mici sau mari, avem nevoie de credință. Modul de exercitare a credinței ar trebui să fie făcut foarte clar. Pentru că fiecare făgăduință a lui Dumnezeu are condiții. Dacă suntem dispuși să împlinim voia Lui, toată tăria Lui este a noastră. Atunci când suntem dispuși, și aici este marea problemă, să avem încrederea asta neclintită și să fim dispuși ca să facem voia Lui. Și când suntem dispuși să facem voia Lui, când atitudinea noastră este una pozitivă și suntem dispuși să facem voia Lui, spune că atunci tăria Lui va fi a noastră. Credința este un dar și Dumnezeu o dă la fiecare din noi. Dar noi suntem acei care o primim sau care putem să o refuzăm. Și așa cum învățăm la studiile noastre despre marea luptă, diavolul este cel care știe și încearcă să facă orice îi stă în putere ca noi să ne îndoim să mai credem. Și asta este marea problemă cu care ne confruntăm fiecare din noi în orice decizii și situații că noi ne îndoim și nu mai credem. Și începem să punem cuvântul lui Dumnezeu la îndoială. Și el știe, diavolul știe, că mântuirea este prin credința în Hristos. Adică cum în toate lucrurile avem nevoie de o credință, așa este și mântuirea noastră în Hristos. Dar ca să credem că mântuirea noastră este în Hristos, e nevoie de o credință, de o credință vie, puternică, care este activă mereu. Și diavolul știe și face tot ce e posibil ca să ne ferească din acest drum, să ne îndoim. Dar cel mai important e, pentru noi, cred că să nu uităm, că Iisus, așa cum a fost la lecții, are putere și asupra lucrurilor naturale și El este puternic și mai puternic decât cel rău și mai puternic decât cel rău atunci când noi ne prindem de El, că altfel nu ne ajută. Dacă nu experimentăm credința în puterea Lui, noi avem în cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă noi experimentăm și nu ne prindem de El, nu ne ajută. Credința care ne face în stare să primim darul lui Dumnezeu este în ea însă și un dar oferit fiecărei făpturi, așa cum spunem, într-o măsură mai mică sau mai mare. Credința noastră crește și de asta cred că este mare nevoia noastră la fiecare din noi ca să ne creștem credința atunci când este folosită la însușirea cuvântului lui Dumnezeu. Credința crește când este folosită la însușirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie mereu să o aducem în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne întărim credința noastră și după un timp când trecem prin încercări și ne se pare că poate Dumnezeu nu mai răspunde sau ceva, aici găsim credința. Aici în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu pentru orice situație. În doi împărați, așa cum spuneam, vom avea câteva texte care aș vrea să le citim. 2 împărați, 3 cu 12. Când merge vorba despre cei doi împărați că vor să ducă să întrebe pe cineva, la cine să duc ei să întrebe? Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Ce ar însemna aceasta astăzi pentru noi că cuvântul Domnului este cu el? Luca 8 cu 11, când merge vorba despre sămânța cei care este sămânată, spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Era acolo un om care avea cuvântul lui Dumnezeu. Era un om acolo care Dumnezeu era cu el. Un om care avea credința deplină când tot ceea ce spune este de la Dumnezeu. Și oamenii din jur văd lucrul ăsta. Și când au de făcut o decizie importantă, ei vor merge
la un om care are credință în cuvântul lui Dumnezeu și vor întreba și vor cere un sfat. Ar trebui să avem fiecare din noi un studiu atent al cuvântului lui Dumnezeu și să fim atenți la ceea cum lucrează Dumnezeu, încă de la început, de la creațiune. Psalmul spune că El zice și se face, poruncește și ce poruncește a ființă. La Psalmul 33:9. La Romani 4:17 spune că atunci când le cheamă, ele sunt. Mai credem lucrurile astea care ne sunt scrise? Credem de la creațiune că El ce poruncește, ce se face? Că este cuvântul lui Dumnezeu? În capitolul 18:30, tot din psalm, este un psalm foarte frumos, 18:30. Este o încurajare pentru noi ca să credem în cuvântul lui Dumnezeu. 18:30. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Cuvântul Domnului este încercat. Mulți l-au încercat și au avut de câștigat când au alergat la El. Problema care stă la noi astăzi este cuvântul ne apără dacă alergăm la El, dacă căutăm răspuns, dacă căutăm felul nostru de a fi în cuvântul Lui, El ne va da un răspuns. 33:4, alt text care spune tot ceva foarte frumos. Psalmul 33:4 spune așa, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. De ce să credem cuvântul Domnului? Lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Și dacă ne uităm de la începutul Bibliei până la sfârșit, oameni care au fost și au rămas de partea cuvântului lui Dumnezeu și au avut o influență în omenire, în istoria lumii. Atunci când poporul Israel părea cumva o mică gloată de oameni, nu o mică, dar o gloată de oameni, nu așa de mare, că erau egiptenii, niște robi, fără armată, fără nimic și ei, din spatele lor, vine o armată întreagă care era la momentul cei mai puternic armată din lume. Cum vă gândiți? Le-a fost încercat credința. În Daniel, când ajunge ca să fie dat în groapa cu lei, în fața împăratului, să schimbă ceva. Oamenii care rămân credincioși lui Dumnezeu se întâmplă ceva. Asemenea exemple îl avem și pe Pavel. Când stă în lanțuri acolo, credința care avea el în Dumnezeu și cu moartea care avea să moară, care se cuvenea unui criminal. De asemenea avem și reformatorii, care nu... Toți oamenii aceștia au dat mărturii despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Împotriva la ceea ce gândea lumea contemporană a lor. Deci ei au dat o mărturie despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și cred că, personal, cred noi, fiind în societatea asta care ne aflăm și de multe ori suntem cumva mișcați de răul care se întâmplă în jurul nostru, spunem până când sau ce se va întâmpla mai departe. Noi suntem chemați ca să dăm mărturie despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și asta nu o poți da numai auzând, asta o dai din experiența ta. Dumnezeu spune că veți fi martori începând din Iudeea și până la marginile pământului. Poți fi martor numai atunci când ai o experiență personală, când îl crezi pe Dumnezeu tu și ai experiența ta personală cu El. Așa cum spuneam, de credință ai nevoie chiar și în lucrurile mici. Și atunci când ni se pare că viața este mai grea sau poate au uitat de unele lucruri, de făgăduințe a lui Dumnezeu, aș propune ca să ne aducem aminte două texte.
Și anume acelea care vorbesc despre Dumnezeu ne vede. Hai să le citim împreună, Evrei, capitolul 4 cu 13 și Habacuc 1 cu 13. Evrei 4 cu 13 și Habacuc 1 cu 13. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelora care avem a face. Când ne-am apropiat de Dumnezeu, am avut încredere în El, am avut credința aceea de care avem nevoie să-L primim în inimă. Și pe urmă începe să treacă un timp când ne obișnuim cu lucrurile astea. Și ne obișnuim până la aceea că atunci când ajungem într-o problemă oarecare, începem să ne gândim, păi, da, dar vezi, timpurile, cumva, în momentele astea, Sora White ne îndeamnă că să ne ducem aminte de textele astea, că El ne vede, El este la lucru, nu ne putem ascunde. Vă s-a întâmplat să vă uitați când intrați undeva și sunt camere de luat vedere. Și am intrat, căram cu camionul beton la o închisoare și când intram acolo, în toate locurile astea, tot se vede pe cameră. Și de unul la cameră acolo și se uita și eu mă gândeam, băi, oare cum ar trebui? Mă dau jos acum din mașină sau mă vede ăla și zice? Mă dau jos acum, nu, ne-a spus pe urmă, trebuie să aștepți până vine omul de serviciu, te cheamă, te dai jos, pe urmă, toate niște reguli sunt acolo. Și mă gândeam, când am citit textele astea, dacă îl citim și de la Habacuc 1 cu 13, când citim textele astea, cum e viața noastră când știm că cineva ne vede? Când știm că intrăm la muncă și unde stau eu la locul meu de muncă, sunt numai camere peste tot și el mă vede și bossul meu mă vede. Cum mă port atunci? Deci, Dumnezeu ne făgăduiește și îmi dă făgăduințele astea. Eu mă uit, eu vă păzesc. Habacuc 1 cu 13, dacă... Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprinit decât el? Ochii tăi privesc, ochii lui Dumnezeu privesc la fiecare din noi. Nu ne putem ascunde. Dacă chiar s-ar mai întâmpla să ne putem ascunde de cineva, dar nu ne putem ascunde. Sențământul ăsta prezenței lui Dumnezeu, ăsta ne poate, că El ne vede, că El este cu noi, că este lângă noi, ne poate ajuta și ne poate da curaj ca în lumea asta, lucrarea la care ne face El, credința care ar trebui să o arătăm și celor din jurul nostru, El ne dă curaj. Pentru că dacă deschidem la Psalm 34 cu 7, spune că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdii. Deci ar trebui să fim fără curaj, să ne fie rușine, să spunem în cine credem? Nu vă se întâmplă așa că vă întâlniți cu oameni și parcă încercați cumva să-i spuneți ceva despre Dumnezeu și parcă, pe urmă, după ce s-o dus, zici, păi, uite, aș fi putut să-i spun, cine știe, mă mai întâlnesc cu omul ăsta, mi-ai spune Dumnezeu sau nu. Dar făgăduința este și făgăduința e în cuvânt. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdii. Chiar dacă i-am spune și ar fi o primejdie, Îngerul Domnului tăbărăște. Ne-a rămas un singur lucru, ca să credem că făgăduința lui Dumnezeu e adevărată și astăzi, așa cum a fost atunci. Îmi place foarte, foarte mult Apostolul Pavel atunci când este pe corabii, când este dus ca să fie judecat la Roma. Atunci când Dumnezeu îi vorbește în vis și El le spune, nu vă temiți, care sunteți aici, nici un păr din cap nu va cădea. Ce fel de credință avea Pavel în Dumnezeu? Că noi, când ajungem în probleme care ne confruntăm cu lucruri grele în viață, începem cumva să uităm că Dumnezeu are îngerul Lui care tăbărăște lângă noi, că ochii Lui privesc asupra noastră, și atunci, cumva, toate le faci, dar nu-ți mai aduce aminte de credință. Sau se întâmplă la voi, când vă ceartă cineva la lucru, sau e o neînțelegere, atunci încercați să spuneți. Cred că și încercăm.
Dar cred că de multe ori și ne lăsăm cumva, nu-i momentul de credință acum, e momentul că eu spun mâna să ajut și eu că cum, exact cum a făcut Pavel. Dar în tot lucrul care l-a făcut, după ce le-a pădat ei tot, după ce astea, spune, nu vă temeți, ei nu mâncase de, am uitat numărul de zile acolo, dar spune, luați, mâncați, că nu ne se întâmplă nimic rău. E un exemplu care este foarte potrivit, aș spune eu, ca să ne-l aducem aminte când suntem în situații asemănătoare. Exemplele astea și lucrurile care s-au întâmplat cu oamenii aceștia ai credinței din Biblie au fost scrise pentru noi. Dacă deschidem la Ioan capitolul 20 cu versetul 31. Ioan capitolul 20 cu versetul 31. Spune așa, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi, să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Lucrurile astea au fost scrise pentru noi. Să credem în Iisus Hristos, să credem că avem viață în numele Lui. Să fim cu luarea minte la textele astea și atunci când ne aducem aminte și când suntem în nevoi, să știm că problemele prin care trecem a trecut cineva înaintea noastră și au găsit putere și rezolvare în Cuvântul lui Dumnezeu și vom găsi și noi. Dacă de multe ori ne se pare, poate că suntem slabi și nu suntem buni la unele responsabilități, Sora White ne îndeamnă să ne ducem aminte de textul de la Filipeni, un text foarte cunoscut, 4:13. Cine îl știe? Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Un text foarte frumos. Ne-l aducem aminte? De aceea spunem că credința va crește atunci când își însușește cuvântul. Atunci va crește. Când ne însușim și cuvântul, credința noastră va crește. Dacă suntem oameni care de multe ori suntem oameni pentru dreptate și avem o înclinație așa cumva de a ne împotrivi răului, dar suntem oameni care vrem întotdeauna să fie drept. Și de multe ori, fiind oameni de felul ăsta, ajungem și de a face dreptate și de a duce cumva și judecata deodată noi. Tot credința ne cheamă să învățăm, să-L lăsăm, să avem credință în Dumnezeu și să-L lăsăm pe El să judece. Să fim cu oamenii din jurul nostru așa cum este El cu noi. Câteva texte care cred că ni vor ajuta și aș propune să le citim, este Zaharia 2:8. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Psalm 36:5-6. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Și ultimul text, Domnul este scăparea celui asuprit, scăparea la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Să-L lăsăm, să ne prindem de făgăduințele Lui și chiar dacă suntem oameni pentru dreptate, care întotdeauna dorim ca toate lucrurile să facă drept, cum înțelegem noi, să lăsăm pe Dumnezeu să arăte și față de alții compasiune, cei care o vrem noi ca să o arăte Dumnezeu față de noi. Prin credința în Hristos, orice deficiență a caracterului poate fi reparată și fiecare întinare poate fi curățită. Oricare greșeală poate fi corectată. Pentru Coloseni 2:10 spune că voi aveți totul de plin în El. Avem credință în Iisus Hristos că avem totul de plin în El? Ori a trecut mult timp de când am aflat despre Hristos și acum ne mai îndoim. Așa cum spunem de la început, îndoiala este cineva care dorește ca întotdeauna să ne îndoim și seamănă câte o sămânță.
care pe viitor își va aduce efectul ei. Aș vrea aici să vă dau un exemplu de la o pasăre și să fim foarte atenți. Noi am găsit românul numele în moldovenești, să zic la noi, în Moldova nu știu cum se numește, tot ciocârlan, probabil. Spune că ciocârlanul ăsta avea penile tare frumoase. Și cum zbura el așa, vulpea îi spune, băi, nu-mi dai o pană, că-ți dau două omizi. El era tânăr, s-a gândit, băi, și să mă duc eu să mai muncesc, să caut omizele cele. Le-am luat, le-am mâncat, m-am hrănit, am scos o pană, la revedere. O mai trecut timpul, iar vulpea, uite, mai am câteva omizi, mai dai o pană, nici o problemă, satale. A venit timpul când trebuie să facă pregătirea asta de a zbura la sud, să aibă aripile, să fie puternici și astea. Tata îi spune, uite, mergem, zburăm și ne învățăm a zbura, să ne antrenăm. El se uite, păi și să zbor eu, și păi așa pot zbura. Se uite în jos, vulpea era tu omizele, păi, mai dau o pană, am mâncat omizele, toată lumea mulțumită. Până când a venit toamna, tata și toate păsările s-au ridicat să zboare, acolo unde trebuie să zboare. Ciocârlanul nu mai avea pene ca să zboare. Și se termină istoria, spune că ultima dată l-a văzut cineva alergând prin omăt, întrecându-se cu o vulpi. Concluzia să ne-o tragem fiecare ce face el cu vulpea când se întrece prin omăt și cât se va întrece. Vedeți, atunci când nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu și nu punem credința noastră la lucru, este cineva care dorește câte un pic, câte o pană, câte o pană să ne tragă acolo unde vrea el. Și este asemenea unui corp care dacă face exerciții fizice, el întotdeauna este cumva plin de energie, noi suntem plini de energie, ne-am dus, suntem cumva împliniți cu toate lucrurile, da? Atunci când nu mai facem și nici nu lucrăm nici o activitate fizică, începem să fim mai slabi așa, ori te dor spatele, ori oriceva altceva apare. Și spunea cineva, așa se va întâmpla cu credința ta, dacă nu o întrebuințezi și nu o spui și la alții. Așa se va întâmpla. Rugăciunea este strâns legată de credință. Și un exemplu foarte bun de rugăciune este Domnul Hristos. El în fiecare dimineață avea un timp când mergea și se ruga. Și iarăși ne întoarcem la textul din Marcu 11:24, când vă rugați, aveți credință că lucrul ați și primit și îl aveți, și mulțumiți-i lui Dumnezeu. Putem ca să-i cerem lui Dumnezeu să ne rugăm să ne ierte păcatele noastre, putem ca să-i cerem Duhul Sfânt, putem să-i cerem un temperament creștin, să-i cerem înțelepciune și tărie pentru a face lucrarea, orice dar pe care l-a făgăduit. Urmează apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și un citat din Cartea Educației spune așa, că nu avem nevoie să căutăm vreo dovadă exterioară a binecuvântării. Darul se află în făgăduință și putem merge la lucrarea noastră asigurați că Dumnezeu poate împlini ceea ce a promis și că darul care se află deja în posesia noastră îl vom primi când vom avea cel mai mult nevoie de el. A trăi în acest fel după cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-i predăm lui toată viața noastră. Vom simți un continuu sentiment de nevoie și dependență, o atracție a inimii către Dumnezeu. Rugăciunea este o necesitate, căci ea este viața sufletului. Rugăciunea familiară, rugăciunea publică, amândouă și au locul lor. Însă comuniunea în taină cu Dumnezeu este ceea ce susține viața sufletului. Comuniunea în taină, rugăciunea care o fac eu în cămăruța mea cu Dumnezeu ca să-mi mărească credința și să mă ajut în viața de fiecare zi. Această comuniune care a avut-o și Moise este un bun exemplu, comuniunea lui care o are
pe munte, dacă vom urma acest exemplu, să avem un timp de comuniune personal cu Dumnezeu, vom fi și noi în stare să ne ducem la bun sfârșit zidirea caracterului nostru. Că știm cu toții că ce vom lua cu noi de aici va fi caracterul nostru. În Isaia 41:13 spune: nu te temi, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mână dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. De aceea, acestea sunt făgăduinți foarte frumoase, cred eu, care ar trebui să avem inima deschisă ca să le primim. Și la rândul nostru să putem să ajutăm pe cei sub influența noastră. Mă gândesc foarte de multe ori unde am fi ajuns noi dacă părinții noștri n-ar fi trăit credința ca să ajungă până la noi. Și mi-aduc aminte și am mai spus de lucrul ăsta, cum oamenii se duceau la lucru, v-am spus data trecută, mulți kilometri pe jos, veneau acasă, făceau un pic baie și înapoi l-a învățat cântări de cor ca să-L laude pe Dumnezeu. Și noi nu trebuie să mergem kilometri pe jos, noi mergem cu mașina un pic, 20 de minute am mers 50 de kilometri, nu-i nicio problemă. Sau alții merg și mai tare. Sunt niște lecții care le luăm din Cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să fim foarte atenți că Ezechiel ne avertizează la ceva. Și hai să deschidem la Ezechiel, capitolul 33, cu versetele 30 și 32. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima îmblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Ca să putem să fim un exemplu pentru copiii noștri, pentru oamenii care ne înconjoară, parte, care de multe ori au lucrarea Duhului Sfânt care îi mișcă inimile, care vor să asculte, vor să știe mai mult despre Dumnezeu. Și când se uită la cei care știu că ăștia nu împlinesc ceea ce scrie cuvântul, să știți că nu vom putea să transmitem lecții valoroase și principiile lui Dumnezeu mai departe. Până la noi au ajuns și mulțumim lui Dumnezeu și îl rugăm ca venirea lui să fie cât mai curând. Dar să ne gândim personal, care este credința noastră de a transmite valorile la ceea ce ne învață Dumnezeu mai departe? De exemplu, la copiii noștri. Este ceva care cred că mulți, nu știu cum veți primi, dar mă gândesc, este una să tratăm Biblia ca fiind o carte de învățături morale. Și noi când auzim, luăm de acolo învățături morale, dar să le ascultăm, și vă rog să fiți atenți, atâta vreme cât se potrivesc cu spiritul timpurilor pe care le trăim și cu poziția pe care o avem în lume. Deci suntem de acord, cartea asta are niște principii, ne învață ceva bun, dar se potrivesc și le ascultăm atâta timp cât se potrivesc cu timpurile vremii. Dacă nu se potrivesc cu timpul în care suntem noi sau în situația în care suntem noi, înseamnă că le mai lăsăm și căutăm rezolvarea noi. Cu poziția pe care o avem în lume și cu totul este altceva să o privim ca fiind exact ceea ce este de fapt cuvântul Dumnezeului celui viu. Și dacă v-aș întreba acum, cum mai privim cuvântul lui Dumnezeu? Îl privim ca pe cuvântul Dumnezeului celui viu, în care descoperim viața și moartea și alegem viața ca să trăim? Cuvântul acesta îl mai primim pe un cuvânt care trebuie să ne schimbe acțiunile noastre,
gândirea noastră, ocupațiile noastre, poate de multe ori. Spune că dacă abordăm cuvântul lui Dumnezeu ca fiind orice mai puțin decât înseamnă ce am vorbit, dar aborda cuvântul lui Dumnezeu ca fiind orice mai puțin de atât, înseamnă a-L respinge. Și această respingere din partea celor ce mărturisesc credința în El este cauza principală a scepticismului și a necredinței tinerilor. Dacă mai credem în cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să-L luăm ca pe cuvântul vieții, ca pe cel în care ne este descoperită salvarea noastră, planul de mântuire, și astfel să îndepărtăm din mijlocul copiilor noștri această lipsă de credință sau scepticismul acesta când copiii noștri mai pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. În psalm vom putea să face acest lucru ca să mai credem în cuvântul lui Dumnezeu, să ne oprim o leacă din agitația asta care se întâmplă în jurul nostru. Și un text foarte frumos în această privință este Psalm 46 cu 10. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. De multe ori nu ne dăm seama și nu mai avem timp ca să-L credem pe Dumnezeu în ceea ce vorbește El, că suntem grăbiți. Suntem grăbiți și la serviciile divine. Vinim aici cumva și tot ne uităm la ceas. S-a terminat? Vine prânzul. Eu, ca de obicei, mănânc la o oră anumită. Și încep să mă uit la ceas. Și spune sora aici, White, că sunt într-o grabă prea mare, cu pași grăbiți încearcă să intre în cercul prezenței iubitoare lui Hristos, zăbovind poate o clipă în atmosfera sacră, neașteptând însă să primească sfat. Nu pot rămâne cu învățătorul divin din lipsă de timp. Și cu poverile lor se întorc la muncă. Ne se întâmplă și nouă aceste lucruri sau nu? Acești oameni muncitori nu vor putea dobândi niciodată cel mai înalt succes până nu învață care este secretul puterii. Trebuie să-și facă timp pentru a gândi, a se ruga, a aștepta ca Dumnezeu să le reînnoiască puterea fizică, mentală și spirituală. Ei au nevoie de influența înălțătoare a Duhului Său. Primind aceasta, ei vor fi înviorați printr-o viață înnoită. Conștiința ostenită și creierul obosit vor fi împrospătate și inima împovărată va fi ușurată. Lucruri care sunt foarte clar și care se întâmplă cu, cred eu, cu fiecare din noi, când îngrijorarea aceasta se întâmplă în jurul nostru și când vedem că toți fac și ei ceva, și asta ne urmărește oricând și oriunde. Să ne ajute Dumnezeu să ne luăm timp de a ne gândi, să ne luăm timp de a ne ruga, să ne luăm timp de a ne aduce aminte de făgăduințele lui Dumnezeu în cuvântul Lui, de minunile care le-au făcut, și când sunt încercați sau sunt într-o situație oarecare, să pot să rămân credincios. Îmi place foarte mult acest verset care l-am citit, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Și cred că aici ar fi și una din problemele noastre, că nu ne luăm timp să ne oprim. Suntem întotdeauna într-o mișcare și întotdeauna ne îngrijorăm de ceva. Și un exemplu cu care voi termina, spovestește despre o păsărică mică, care de când era un puișor micuț, întotdeauna se îngrijora, uite, toți ceilalți zbor, eu n-am să pot să zbor. Uite, trebuie să fac mai mult, O trecut timpul, s-a învățat, o zburat ca toate celelalte. Au venit alte îngrijorări. Uite, acum o să fie un fulger, o să fie pe cuibușorul meu, toate ouăle și eu voi fi neagră, cenușă, tot s-a terminat aici. O venit, nu s-a întâmplat așa, au venit puișorii. Uite, acum puișorii teamu poate să cadă, poate să n-asculte, să-i mănânce o pisică și multe alte lucruri care tot timpul și la un moment dat trece învățătorul pe jos și le spune la ucenicii lui, uitați-vă cum aceste păsări, cum Dumnezeu se îngrijește de ele.
Și păsărica se gândește, pentru ce m-am îngrijorat eu toată viața dacă Dumnezeu se îngrijește de mine? Fraților, haideți să-L rugăm pe Dumnezeu și să lăsăm grijile noastre, să-L credem pe ceea ce spune, pe seama învățătorului. Și un exemplu foarte bun de a lăsa lucrurile și îngrijorările noastre și încrederea care trebuie să o avem în Iisus Hristos este acela al unei cămili, care când ajunge seara, să pleacă în genunchi, stăpânul îi ia greutatea de pe cocoș, sau cum se spune, de pe spate, o pune alături de ea, cămila se odihnește bine, dimineața se trezește, odihnită, să pleacă iarăși în genunchi, stăpânul pune ce are de pus, să ridică și pleacă. Sara și dimineața, să ne plecăm pe genunchi la stăpânul nostru și ne va ajuta și să avem experiențe personale ca astfel credința să crească. Și într-o lume care în jurul nostru parcă ne pare că nu mai dăm înainte de multe ori, aud vorba asta din ce mai, băi, cum, nu mai merge, nu mai astea. Dumnezeu ne va ajuta și vom fi biruitori, doar dacă vrem. Încercați-L pe Dumnezeu, gustați și vedeți cât de bun este Dumnezeu și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.